Mărit să fie numele Domnului. Ne bucurăm să fim în casa Lui și astăzi, să ascultăm cuvântul Lui. Totdeauna când Dumnezeu privilegiază pe cineva, privilegiază și întotdeauna îl și responsabilizează. Dacă sunt aici ca să predic cuvântul Domnului, sunt conștient că primul care trebuie să împlinească sunt eu. Doamne, ajută-mă la aceasta. Dacă sunteți aici și ascultați cuvântul Domnului și l-ați citit toată săptămâna, responsabilitatea dumneavoastră este să împliniți acest cuvânt. Doamne, ajută-ne! Amin. Am auzit că v-ați rugat cei mai mulți pentru înviorare spirituală. Și aș vrea să deschideți sau să proiectăm pe ecran Fapte 3:19. Vrem înviorare. Iată ce spune cuvântul Domnului despre înviorarea pe care am cerut-o în rugăciune. Dar cum să primim această înviorare? Uitați ce spune cuvântul Domnului. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Și pocăiților trebuie să li se spună acest mesaj. Fratele Olah umbla prin biserici, eu nu l-am prins, ascultam și eu ce spuneau părinții și mai târziu ascultam mesajele dânsului. Umbla și spunea pocăiților din diferite biserici, pocăiți-vă ca să vină vremuri de înviorare. Dacă și noi vrem ca în Biserica Domnului de aici să vină vremuri de înviorare, Biserica Domnului de aici trebuie să pocăiască. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Haideți să ne ridicăm. Vom citi câteva versete. Nu vom citi întreg capitolul Amos, l-am citit, dar vreau să citesc câteva versete și anume, haideți să începem de la versetul 4. Pentru că vom vorbi despre păcatul individual care a devenit un standard național pentru poporul evreu și aș vrea să dau curs citirii acestui cuvânt care sublinează aceste păcate, care în această seară cu ajutorul Duhului Sfânt aș vrea să le pun înaintea noastră, spre pocăința noastră. Ei se culcă pe paturi de filde și stau întinși alene pe așternuturile lor, mănâncă miei din turme și viței puși la îngrășat, aiurează în sunetul alăutei, se cred iscusiți, ca David, în instrumentele de muzică. Beau vin cu pahare largi, se ung cu cel mai bun undelemn și nu se întristează de prăpădul lui Iosif. De aceea vor merge în robie în fruntea prinșilor de război și vor înceta strigătele de veselie ale acestor desfătați. Domnul Dumnezeu a jurat pe sine însuși și pe Domnul, Dumnezeul oștirilor, a zis: mi-e scârbă de mândria lui Iacov și urăsc palatele, de aceea voi da în mâna vrășmașului cetatea cu tot ce este în ea. Și dacă vor mai rămâne 10 oameni într-o casă, vor muri. Când unchiul său va lua pe cel mort să-l ardă, ridicându-i oasele din casă și se va întreba și va întreba pe cel din fundul casei: mai este cineva cu tine? Acela va răspunde: nimeni. Iar celălalt va zice: tăcere, căci nu trebuie să pomenim acum numele Domnului, căci iată că Domnul poruncește să se dărâme casa cea mare și să se facă bucăți casa cea mică. Pot caii să alerge pe o stâncă sau poate cineva să are marea cu boii de a-ți prefăcut judecata în otravă și roada dreptății în pelin? Vă bucurați de lucruri de nimic și ziceți: oare nu prin tăria noastră am câștigat noi putere? De aceea, iată, voi ridica împotriva voastră casa lui Israel, zice Domnul, Dumnezeul oștirilor, un neam care vă va asupri de la intrarea Hamatului până la pârâul pustiei. Amin. Amin. Aș vrea să ne rugăm Domnului să cerem înțelepciune. Văd pe fratele Vasile Lucaci, care s-a întors din România. Domnul să o binecuvinteze. Aș vrea să ne conduceți în rugăciune. Doamne, Tatăl nostru, îți mulțumim că suntem în această seară în casa Ta. Slavă Ție, Doamne! Îți mulțumim că avem în fața noastră cuvântul Tău. Mulțumesc, Doamne! Doamne, fă ca acest cuvânt al Tău să fie un cuvânt de cercetare pentru fiecare. Amin. De aceea, dă-ne o minte deschisă. Te rog, Doamne! Și o inimă care să primească acest cuvânt. Amin. Te rog să călăuzești și pe Cosmin. Te rog, Doamne! Propăterea cuvântului Tău. Doamne, și ajută-ne să nu fim nu numai ascultători, ci și împlinitori ai cuvântului Amin. Tău. Amin. Amin. Haideți să ocupăm locurile. De multe ori când cineva vrea să corecteze ceva în viața cuiva, inițiază o conversație în care face comparație. Nu știu dacă vi s-a întâmplat.
m-am trezit de multe ori să fiu comparat cu altcineva și să mi se spună, tu ești aici și dânsul este acolo. Și ideea a fost ca să văd unde era locul meu, unde mă aflam eu și unde se afla cealaltă persoană. Nu întotdeauna este foarte constructivă această metodă de a face comparație. Mai îmi scapă și mie câteodată să fac comparație când vorbesc cu copiii mei și mi-aduc ei aminte foarte bine să nu fac lucrul ăsta. Dar știți ce? O comparație foarte dură cu privire la poporul lui Dumnezeu o face Dumnezeu în una dintre cele mai șocante versete din cuvântul Domnului, de fapt, șocante capitole. Un capitol din Ezechiel, Ezechiel 16, care este intitulat, nu mi-aduc exact aminte, nu mi-am scris aici, dar cumva ceva de genul acesta, Ierusalimul comparat cu o femeie stricată. Folosește un cuvânt și mai urât acolo. Cineva poate să răsfoiască acolo, Ezechiel 16. Și există un verset acolo care mi-a dat mult de gândit atunci când Dumnezeu vrea să atragă atenția cuiva printr-o comparație. Comparațiile nu ne plac. Sau ne plac comparațiile atunci când sunt făcute cu oameni sau cu alții care sunt mai jos decât noi. Dar atunci când este făcută cu cineva care este mai sus, doare. Dar comparația aceasta făcută de Dumnezeu sună cam în felul următor. Iată care a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma. Să ajungă poporul lui Dumnezeu să fie comparat cu cetatea stricată, cu imorala cetate Sodoma. Cum te-ai simți dacă Domnul ți-ar face așa o comparație? Cum aș simți dacă Domnul m-ar compara în felul acesta? Și mergem mai departe. Era îngânfată, trăia în belșug și într-o liniște nepăsătoare. Vă ce-ți aminte când Amos 6, cuvântul începe, vai de cei ce trăiesc fără grijă. Aici spune, într-o liniște nepăsătoare. Ea și fiicele ei și nu sprijinea mâna celui nenorocit, ci celui lipsit. Ele s-au semețit așa mai departe. Dragii mei, vreau să spun ceva și cu asta vreau să încep și să intru în păcatele care au adus poporul lui Dumnezeu. Șocant. Popor chemat, popor ales, popor scos afară din Egipt cu mână tare. Popor căruia Dumnezeu i-a dat legea și într-unul din versete în Isaia 51, nu mi-aduc aminte care, poate că mă ajutați, spune acolo Dumnezeu acestui popor, că a fost un popor pe care El l-a ales, poporul lui, prin care a dat legea, iar legea aceasta urmea să fie lumina popoarelor. Isaia 51, parcă undeva acolo. Acest popor este comparat cu Sodoma și cu Gomora. Vei spune unde în acest text găsești lucrul ăsta. Haideți să vă spun. Uitați-vă, vă rog, cu mine la versetul 9 din textul pe care l-am citit. Spune acolo, și dacă vor mai rămânea 10 oameni într-o casă, vor muri. Câți oameni a fost gata Dumnezeu ca să numere și să aibă oameni credincioși în Sodoma ca să nu o distrugă? Câți? 10. Doamne Dumnezeule, Tu mie îmi spui că poporului Tău ai vrut să-i faci mai rău, mai mult, mai tare, mai grozav. De fapt, vaiul acesta de la începutul pasajului, numai lucrul acesta înseamnă distrugere, jale, un deznodământ cumplit pentru acest popor. Cum? Poporului Tău? Poporul, la poporul Tău n-ai vrut ca să te înduri de 10 persoane? 10 persoane într-o casă dacă au rămas, pește, n-ai vrut să-i scapi? Domnul zice nu. Și am spus în primul mesaj că încăpățânarea noastră a celor pocăiți atunci când suntem atenționați, că nu trăim după voia lui Dumnezeu, când ne socotim cuvântul lui Dumnezeu fraglant, când spunem Domnului, știu legea Ta, am auzit cu legea Ta, știu poruncile Tale, le-am auzit, dar nu sunt eu cel care trebuie să le împlinesc. De ce să le împlinesc eu? Domnul mai îți dă o șansă de pocăință. Dacă șansa aceea tu nu o iei, vei ajunge și tu în această situație. Vei ajunge și eu în această situație dezastroasă în care a ajuns poporul. Judecata lui Dumnezeu era hotărâtă de data aceasta să nu mai cruțe nimic. Cum ar fi ca îngerul morții să intre în casa ta
să intre în casa mea și să găsească trimis de Dumnezeu. Starea aceasta de nepocăință, starea aceasta de trăire, fără grijă în Sion și să nu mai cruțe nimic. Știți că au fost familii care dintr-un foc au murit toți? Știți că au fost oameni care dintr-un foc n-ai mai știut nimic de ei? Aș vrea în această seară, nu încerc să vă sperii. Cuvântul Domnului m-a speriat pe mine tare, pentru că există versetul acesta care l-am citit, când unchiul își ia oasele celui mort ca să le ardă și spune că cineva mai era acolo în casă și omul ăla, de frică, ar fi strigat și el: Doamne, ai milă de mine, Doamne, îndură-te de mine. Și omul acesta îi spune: auzi, nu mai spune nimic, nu mai chema numele Domnului, prea târziu. Numele Domnului acum, dacă îl chemi, va fi doar pedeapsă peste tine. De aceea, dragii mei, nu știu cum să fiu mai clar și cum să vă spun mai răspicat, dar totodată cu dragoste, cu înțelepciune, ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze în așa fel încât, ieșind din casa de rugăciune în această seară, încă o dată să ne uităm la viețile noastre, să reflectăm la starea noastră și să lăsăm Duhul lui Dumnezeu să cerceteze viețile noastre. Amin? Care sunt aceste păcate care l-au dus pe Dumnezeu în culmea culmilor, culmea răbdării? Spune cuvântul Domnului că Dumnezeu este îndelung răbdător. Dar cred că și răbdarea lui, de-a lungul istoriei, am văzut că a ajuns la capăt. Așa-i? Ajunge la capăt. Și dacă n-a ajuns la capăt cu mine și cu tine, îi mulțumim Domnului că ne-a mai dat o șansă de pocăință în această seară. Dar sunt câteva păcate care aș vrea, peste care aș vrea să trec. Dacă pot, câte pot. Capitolul sau versetele cu care am început spun, ei se culcă pe patru de fildeș. Și aș vrea să mă refer puțin la păcatul acesta al imoralității. Și l-am numit eu relații intime nepermise sau ilegitime sau ilicite. Ei se culcă. Se pare că în acest timp istoric pentru ei, pentru că economia acestei țări, a poporului Domnului, era explozivă și au văzut bogăția și luxul ca ceva foarte obișnuit. Așa cum și noi îl vedem, să fim sinceri. Stricăciunea însă morală din acele vremuri a poporului lui Dumnezeu a ajuns la cote maxime. Încă o dată, greu de înțeles lucrul acesta. Și vei spune, frate, nu-i chiar clar aici. Hai să vă duc la Amos 2, versetul 7. Partea a doua versetului. Amos 2, versetul 7, partea a doua versetului. Nu explic prea mult că sunt și copii aici, dar dumneavoastră înțelegeți ce spune cuvântul ăsta. Fiul și tatăl se duc la aceeași fată ca să pângărească numele meu cel sfânt. Dragii mei, de ceva ani încoace se vorbește tot mai mult și mai intenționat sau intențional despre anumite relații intime, în așa fel încât să impacteze mințile noastre așa cum au dorit acești oameni, încât la un moment dat să acceptăm aceste lucruri, să acceptăm aceste relații ilicite, ilegitime, nepermise ca fiind ok. La ce mă refer? Homosexualitate, lesbianism, bisexualitate, transgenderism? Te doare capul când auzi cuvintele astea. Mulțumesc Domnului că a venit cineva în Casa Albă care a putut să spună lucrurile astea oribile să iasă afară din vocabularul nostru, din felul nostru de comportament și Domnul să-l ajute. Eu am înțeles că deja dânsul nu numai că este împotriva la lucrul ăsta, dar se încearcă să bage Biblia din nou în școli. Pentru că atunci când s-a scos Biblia, trebuia să pui ceva în loc. Și ce au pus în loc? Droguri, LGBTQ+, ABC, XYZ, toate celelalte, da? Mai sunt și alte lucruri. Mai nou, se aduc în discuție și în practică relații și mai groaznice, și mai urâte. Pedofilie, zoofilie, necrofilie. Ați auzit de lucrurile astea, da? N-are rost să le discutăm. Dar vreau să fac un pas în spate. Cred că biserica s-a culcat pe ureche în tot acest timp și într-un fel, da, am fost împotriva LGBTQ-ului, împotriva tuturor spurcăciunilor ăstora, dar sunt câteva lucruri care cumva, parcă ne-am obișnuit cu ele. Parcă sunt mai soft, nu sunt așa de hard. Și am vorbit mai puțin de relații intime înainte de căsătorie, și anume, Biblia numește aceasta curvie.
Am vorbit mai puțin de relațiile intime cu alte persoane față de cea cu care suntem căsătoriți. Biblia numește aceasta prea curvie. Hai să vă dau un exemplu. Ce mi s-a întâmplat câțiva ani în urmă. Nu o să gat în seara asta, dar o să gat că trebuie să gat. Adică nu o să mai predic data viitoare, dar cât termin, atât termin. Vreau să spun câteva lucruri și să rămâneți cu ele. În 2004 am fost într-o vizită în Amsterdam cu serviciul. Și când am ajuns acolo, obiceiul meu, pentru că circulam mult înainte, întotdeauna am zis, duminica ziua Domnului, mă duc la biserică. Le spuneam colegilor, duminica vreau să caut o biserică. Orice biserică găseam. Nu găseam totdeauna baptistă. Și good luck să găsești în Olanda biserică baptistă. Vă spun eu că nu găsiți. Am găsit biserica care se numea Saint Martin, dacă mi-aduc aminte, biserica Church, Dome Church, așa ceva. Oricum, foarte cunoscută istoric. O biserică protestantă. Le-am spus colegilor că mă duc la biserică, au spus că vin și ei. Colegii de acolo, din Olanda, mi-au spus, dacă asta vreți să faceți duminica dimineață, venim și noi cu voi. Zic, cum e biserica asta? Eu zic, e o biserică bună. Ne-am dus la biserică, long story short, a ținut programul vreo jumate de oră, maxim. N-am înțeles nimic a ce a vorbit dânsul în latină sau în ce limbă a vorbit, nu știu. Poate olandeză, dar nu era nici olandeză. După jumate de oră, în 5 minute, din podele au ieșit afară mese de comerț. Cei de la Emanuel poate și aduc aminte că am spus istoria aceasta. În 5 minute, biserica aceasta s-a transformat într-o piață. Și vindeau până și reviste cu caracter indecent. În sala bisericii. Biserică protestantă. Eu am ieșit afară că am simțit așa că mă încălzesc foarte tare și că poate fac o prostie. Dar am ieșit afară rapid și nu mi-a venit să cred ce am văzut acolo. Dar dacă s-ar fi terminat aici, ar fi fost ok ziua. Nu a fost ok, dar ar fi fost bine așa să termine. Zic colegii mei, zice, hai că colegii care au fost cu mine la biserică, colegii care i-am văzut și ei atenți la, colegii care și ei spuneau că sunt credincioși, creștini, zice, avem ceva pregătit pentru seara aceasta. Vă rog să nu căutați pe internet ce vă spun acum, dar unii o să știți despre ce vorbesc. În Amsterdam este ce se numește red light. Știți. Deci avem ceva pregătit pentru voi de seara. Bineînțeles că nu m-am dus. Vreau să spun că vorbim de LGBTQ, suntem foarte tari pe poziția aici, așa trebuie să fim. Dar când e vorba de lucrurile astea mai soft, avem îngăduință. E ok să trăiești oricum, e ok să trăiești cu oricine, e ok să faci lucrul acesta. Și biserica a început să-și piardă din acuitate când vine vorba de a tranșa lucrurile acestea. Și vreau să-l spun, pentru că suntem și tineri și oameni în vârstă aici, și copii, este foarte important să ținem minte lucrul acesta. 1 Corinteni 6:18, cuvântul Domnului spune, fugiți de curvie, orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Ar fi multe de spus aici, vreau să merg la celălalt punct, căsătoria sau preacurvia. Am observat, tot din experiență proprie, în America, când am plecat în America, tatăl mi-a spus următorul lucru. Deci ai grijă, Cosmin, când pleci în America, să nu-ți pierzi credința în Dumnezeu și să nu-ți ruinezi familia. Și eu l-am întrebat, dar de ce spui lucrul ăsta? Vezi, pentru că în America cei mai mulți oameni se duc și uită că au Dumnezeu, uită că au familie și intră într-un ciclu din acesta al muncii și al lucrului și nu se mai opresc. Poate voi n-ați fost niciodată acolo și sunteți binecuvântați dacă n-ați fost. Dar sunt mulți oameni, sunt multe familii care sunt despărțite pentru că bărbatul este poate toată săptămâna pe trac sau toată săptămâna în delegație sau soția este prea... Înțelegeți ce vă spun? Să știți că păcatul acesta al preacurviei apare foarte ușor când există această separare. Și mă rog Domnului să ne dea tuturor înțelepciune ca să ne gândim în viața aceasta ce este mai important, dolarul care îl băgăm în cont, căsnicile noastre, familiile noastre și apoi cum judecă Dumnezeu
tot ceea ce facem noi, că suntem în America, în România, așa mai departe. Doamne, dă-ne înțelepciune. Amin. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvari. Și aș vrea să spun aici că păcatul acesta al relațiilor intime nepermise vine prin câteva lucruri. Și așa a venit și la poporul lui Dumnezeu atunci. Vine prin vedere, atingere și vorbire. O să spun câteva lucruri care poate o să vă deranjeze, dar o să vă treacă supărarea pe mine. Dacă vă supărați spre pocăință, este foarte bine. Dragii mei, în bisericile noastre, acest păcat al sexualității vine în primul rând prin vedere. Și anume cum? Și noi credincioșii ne-am pierdut busola atunci când vine vorba cum să ne îmbrăcăm cuvincios. Și unii zic, la biserică mă îmbrac cuvincios. Eu m-am întâlnit cu credincioși, nu știu dacă voi v-ați întâlnit, m-am întâlnit cu credincioși și credincioase care atunci când am dat față în față, n-au știut cum să treacă pe partea cealaltă a trotuarului. Dar știți de ce? Nu se poate ca un credincios să fie îmbrăcat când merge la lucru, când merge la shopping, când merge afară din biserică, nu mai vorbim în biserică, să meargă îmbrăcat ca la fitness, să meargă îmbrăcat ca la plajă, să meargă, de fapt, dezbrăcat și nu îmbrăcat. Știți că de acolo pleacă primul lucru. Privirea, ochii noștri alimentează toată treaba asta. Cum te îmbraci, cum îmbrac, îmbrăcați decent, nu dezbrăcați vulgar sau pervers, așa se cere de la poporul Domnului, nu îmbrăcăminte de fitness, haine rupte. Am văzut printre tinerii noștri moda aceasta a pantalonilor rupți. Eu la lucru, când cineva mi-a venit cu pantalon rupt, l-am trimis acasă pentru că i-am spus că e imposibil în America să se îmbrace așa, să-i văd eu pielea. Sau să creadă cineva că e sărac, că nu-și permite să-și cumpere pantaloni nerupți. Întregi. Da, mai bine zis, întregi, corect. Dar cum ne permitem să venim la casa Domnului așa? Cum ne permitem să venim la casa Domnului cu pantaloni care scurți, fără ciorapi unde se vadă pielea? Cum ne permite la casa Domnului să venim cu niște pantaloni, niște haine pe noi de pleznesc? Cum ne permitem lucrul acesta? Vedeți? Știu că pare hazliu, poate pentru unii pare ciudat ceea ce spun, dar e mai bine să fie, să nu mă placeți și să vă gândiți și să reflectați la gândul acesta. Aveți grijă, de asta spune cuvântul, ferește-ți, păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Oare cum venim la casa Domnului? Cum ne purtăm în timpul săptămânii? Ce vorbim? Știți că limbajul, cuvintele, privirile pot toate duce în sensul acesta al sexualității? E foarte, cum se numește, când te uiți atent la om, te filezi cu cineva. Foarte ușor, în biserică, oriunde, întâlnirile, privirile se întâlnesc. Oprește treaba aia dacă vezi că se întâmplă. La ce fel de atingeri dăm curs în viețile noastre? Să dai mâna cu o soră e ok. Tot ce trece peste lucrul ăla trebuie să fii foarte atent. Și mi-o spun și mie în lucrul acesta. Noi în Banat, tot vorbea fratele de Lugoș duminică, noi în Banat ne îmbrățișăm foarte mult. Dar totuși am observat că trebuie mare atenție atunci când îmbrățișarea este făcută la cineva care nu e din familia ta și e de sex opus. Pentru tineri, la ce oră veniți acasă? Înainte, mi-aduc aminte, când eram eu tânăr, taică-mi m-a pus și maică-mea, stop. Știam la ce oră trebuia să fiu acasă. Suntem mai relaxați acum. Poate să vină tinerii și pe la 12, e ok. E ok? Nu e ok, așa e? La ce oră veniți, dragi tineri, acasă? E foarte important. Pe unde mergeți? Cu cine vă petreceți timpul? Foarte important. Toate lucrurile acestea. Cât timp stăm despărțiți, am spus asta, de partenerii noștri? Ce fel de joburi avem? Cât atenție oferim partenerilor noștri? Și cu asta vreau să închei gândul ăsta și lăsăm pe fratele Daniel, va continua minunat, mult mai bine decât știu eu să spun. 1 Corinteni 7, vă rog să proiectați 1 Corinteni 7, 3 până la 5. 1 Corinteni 7, 3 până la 5. Pentru cei căsătoriți aici și pentru cei care se vor căsători. Ai găsit?
bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Și aici sunt multe probleme. Și de aici vin multe probleme în familie. Că citim, dar nu aplicăm lucrul ăsta. Mai departe, te rog, nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân pe trupul lui, ci nevasta. Doamne, dă-ne înțelepciune să înțelegem lucrurile astea. 5. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciți și așa mai departe cu postul. Dumneavoastră știți textul acesta. Gândul pentru seara aceasta ar fi fost aceste păcate, mai departe ar fi fost lenevia, băutura, închinarea. Și vreau să închei, de fapt, cu... Hai să trec și la închinare, să spun un gând acolo. Dar nu uitați, nu uitați, curvia, prea curvia, importante pentru noi să le înțelegem, să le evităm în viețile noastre și dacă am făcut lucrul acesta, să ne pocăim înaintea Domnului. Așa, mâncarea peste măsură, îmbuibarea, nu intru acolo. Mi-am notat aici spirit drăcesc al predicării și al închinării. Este un verset sau două versete care le-am găsit în 1 Cronici care m-au pus pe gânduri. 1 Cronici 25:1. David și căpetenile oștirii au pus deoparte pentru slujbă pe aceia din fiii lui Asaf, Heman și Iedutun, care proroceau întovărășiți de arfă, de alăută și de chimvală. Iată că predicarea este însoțită și de instrumente de închinare, de muzică. Da. Îmi place versetul 6 aici și aș vrea să-l subliniez pentru noi care suntem părinți și care avem copii care sunt implicați în închinare, în biserică. 25:6, 1 Cronici. Toți aceștia, care aceștia? Toți aceia care au fost luați în slujirea aceasta, spune că toți aceștia erau sub cârmuirea părinților lor pentru cântarea în casa Domnului și aveau chimvale, alăute și arfe pentru slujba casei lui Dumnezeu. Două comentarii, sau două, two notes, very simple notes, care le-am luat pentru mine. Avem copii implicați în lucrarea Domnului. Este foarte important pentru noi ca părinți să avem cârmuirea acestor copii, ca închinarea lor, slujba lor, ceea ce fac în casa Domnului, să petreacă sub cârmuirea părinților. Asta dacă părinții sunt credincioși, iubesc cuvântul Domnului și înțeleg responsabilitatea care o au. Sunteți de acord cu mine? Adică cu cuvântul Domnului? Nu poți să pui copii în slujire, tineri în slujire, la care părinții nu mai pot să-i cârmuiască. Asta e una, asta e o învățătură. A doua, pentru că aici în textul nostru ni se spune că aiurează în sunetul alăutei, la un moment dat, ia să vedem dacă găsim, în versetul 5, aiurează în sunetul alăutei, se cred iscusiți ca David în instrumentele de muzică. Uite, aici e dat exemplu vioara. Și nu-ți vine să crezi că vioara poate să aiureze. Vioara e un instrument care e frumos, nu? Aduce o melodie, o cântare frumoasă. Vreau să spun ceva. Personal cred lucrul acesta. Cred că nu instrumentul e o problemă. Știți ce este problema cea mai mare? Mai spun încă o dată, nu instrumentul e o problemă. Știți ce este problema? Nu, nu. Cine cântă la acel instrument? Așa e? Pentru că, și mi-am notat aici câteva lucruri, muzicantul sau închinătorul este mai important decât instrumentul. Și aici la ce mă refer? Cum este viața închinătorului? Cum este viața mea, celui care dirigez, celui care conduc biserica în închinare? Nu se poate, nu se poate ca închinarea celor, slujba celor din față care aduc închinarea să fie o închinare pervertită. În niciun fel. Care este relația închinătorului cu Domnul? Păi dacă tu nu citești cuvântul Domnului, dacă tu nu-L cunoști pe Domnul căruia îi aduci închinarea, dacă tu nu cunoști Dumnezeul acesta care merită toată închinarea în cer și pe pământ, cum vei aduce tu închinarea înaintea bisericii? Cum vei conduce tu o formație? Cum vei conduce un cor, o orchestră și așa mai departe? Frații mei, lucrurile astea sunt așa de critice și de multe ori m-am dat seama că de multe ori sărim peste lucrul acesta și ne trezim cu probleme pentru că închinătorii, muzicienii, muzicanții nu sunt oameni care îl cunosc pe Domnul, sunt oameni care cunosc instrumente. E o mare diferență. O altă întrebare.
are închinătorul, muzicantul, muzicianul, conducătorul, are acesta ungerea Duhului Sfânt în slujire? Foarte importantă întrebare. Adică are darul din partea Duhului Sfânt de a face lucrarea aceasta sau este o sforțare a propriilor eforturi? Pentru că muzică poate să învețe foarte mult. Să dirigeze poate să învețe foarte mult. Mă refer la punctul ăsta că aici discutăm de muzică. Sunt foarte mulți care pot să facă asta, dar sunt oameni care sunt dăruiți, hăruiți de Domnul și toți știm care sunt acești oameni. Pentru că se vede, se simte. De aceea e foarte important să ne gândim la lucrurile acestea. Instrumentele de muzică de aici ne fac să ne gândim la închinare, dar instrumentele nu sunt cele pe care trebuie să le discutăm, ci închinătorul și viața acestuia. Poporul n-a înțeles lucrul acesta. Poporul n-a înțeles lucrul acesta la relațiile intime, la lenevie, la păcatul leneviei, la păcatul băuturii. Nu vreau să intru acolo, la păcatul băuturii. Și acolo, nu de mult, am fost o vizită cu colegii mei și ce s-au gândit ei, cei mai mari din bordul executiv, s-au gândit că ne duc într-un loc, într-un oraș, în care să vizităm toate berăriile și wineries din orașul ăla. Cum credeți că m-am simțit eu? Eu am venit să am timp bun cu colegii, dar pe mine mă duc să beau și am spus, eu nu vin să beau. Dar tu de ce nu bei? Eu sunt credincios. Religia nu te lasă. Nu religia. În fine. Au băut cât n-au mai putut. Dimineața nu știu cum să-și ceară iertare unii de la alții pentru felul în care s-au comportat până la urmă. Deci aveți grijă, fraților, și cu predici din acestea în care e voie două degete în pahar de vin, că eu am auzit și de astea. Nu-i păcat dacă e două degete sau trei degete, numai că la unii sunt degetele mult mai groase. Știți, și atunci se face de la pahar la bocal, sau cum zice, la cană. Să fim atenți la lucrurile acestea. N-aș fi nici atât de curajos să spun nimănui, cum nu-mi spun mie, că aș vrea să încerc anumite lucruri, pentru că s-ar putea să-mi placă lucrurile acestea. Nu știi niciodată ce-ți place. Nu știi niciodată cârligul cu care te prinde cel rău. Unde tu crezi că ești cel mai tare, s-ar putea să fii cel mai slab. Și de aceea să nu ne jucăm cu lucrul acesta. Și erau și chestiunile acestea de aiureala în muzică, aiureala în prorocie, în provodirea cuvântului și așa mai departe. Poporul nu și-a dat seama și de aceea Dumnezeu a zis, până aici. Și a avut judecata lui. Și dacă vă aduceți aminte, încheie Amos 6 cu gândul acesta, că a distrus toate casele mari. Adică tot ce noi, în ce ne-am pus noi efortul, tot în ceea ce ne-am pus noi timpul și visele noastre, Domnul a zis, pentru că n-ați ținut de lucrurile astea sfinte, pentru că nu v-ați sfințit, n-ați fost poporul meu sfânt, toate le-am dărâmat și toate le dărâm. Domnul să se îndure de noi, să aibă milă de noi. Amin.